Multe motive de mulțumire, și în această seară, tocmai pentru acest lucru ne-am adunat, ca să învățăm mai multe lucruri despre mulțumire. Și cu ocazia aceasta, vrem să vă mulțumim, frate Pastor, că sunteți alături de noi și ne rugăm ca Domnul să vă binecuvinteze. Este bucuria mea să fim împreună. Sunt bucuros să văd atâția tineri adunați la oaltă și deci de că acestea ale tinerilor de luni seara de la poarta cerului vor lăsa în voi o zidire spirituală atât de necesară de altfel pentru tot restul vieții voastre. Domnul să vă binecuvânteze! Pentru că avem alături de noi pe fratele păstor, vrem să afișăm și codul QR. De aceea vă invităm să scanați cu codul QR și... Să adresați întrebările pe care, pe care le aveți și cu care credem că în această seară vom găsi răspuns. Până se vor afișa aceste întrebări, până se vor pune întrebările, vrem ca să aveți un cuvânt de început, frate pastor. Trag nădejde că întrebările din această seară sunt legate de starea de mulțumire sau de nemulțumire. Să. Sigur că acesta este sezonul în care Biserica își aduce aminte în mod mai deosebit că mulțumirea trebuie să o însoțească permanent în închinare. Sunt bucuros să putem să discutăm despre mulțumire și mă rog Domnului ca tinerii care vin aici să aibă întotdeauna o mulțumire sănătoasă. Nu o mulțumire toxică. Fiți atenți că există și o mulțumire toxică care nu de mare folos. O primă întrebare uh, sună în următor. De ce este important să fim mulțumitor? În primul rând, nemulțumirea este un păcat. Dacă ne uităm la descrierea pe care Apostolul Pavel o face în Timotei, oamenilor din vremurile de pe urmă, spune în vremurile din urmă, oamenii vor fi. Și printre altele spune că vor fi nemulțumitori. Prin urmare, nemulțumirea este un păcat. Numai că îmi permit să fac din capul locului o diferență. Există o nemulțumire păcătoasă și există o nemulțumire foarte binevenită și necesară. De ce vă spun asta, dragi tineri? Voi sunteți adunați aici. M-aș bucura ca fiecare dintre voi să fiți totdeauna nemulțumiți de timpul pe care îl petreceți în rugăciune. Ce credeți că ar fi o nemulțumire bună? Sau să vă văd nemulțumiți după ce ați citit două ore din scriptură, să ziceți, Doamne, nu ți mulțumit, aș fi vrut să citesc trei ore. E și asta o nemulțumire uh, bună. Sau uh, nemulțumirea, de a, uh, nemulțumirea prin care vii și zici, Doamne, nu sunt mulțumit că n-am câștigat un suflet pentru împărăția ta. E iarăși o nemulțumire bună. Deci aș vrea să facem diferența. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură chiar la Apostolul Pavel, el însuși ne cheamă să fim mulțumitori, dar el însuși este la un moment dat, dacă citim în Romani la capitolul 9, primele versete: acolo el este foarte nemulțumit de faptul că poporul din care el descinde nu este întors la Domnul și merge până acolo încât își zice: Doresc eu însuși să fiu uh, Anatema, lepădat, despărțit de Hristos. Dar să știu că poporul acesta este ceea ce trebuie să fie. Vă spun aceasta ca să înțelegem că există o diferență atunci când vorbim despre mulțumire sau nemulțumire. Trebuie să înțelegem foarte bine că există o nemulțumire toxică și există o nemulțumire bună. Așa este, există o nemulțumire bună și o întrebare care, într-un fel, se îndreaptă către acest răspuns. Poate mulți dintre noi care suntem prezenți avem din când în când această nemulțumire, poate ne mai dorim să citim mai mult din Sfânta Scriptură, ne dorim să ne rugăm mai mult, dar o întrebare sună în felul următor. Dacă îți dorești mai mult, dar poate se gândește persoana care pune această întrebare: doresc mai mulți bani, doresc mai multă mai mult avere. Dragii mei tineri, Aș vrea să înțelegem ceva. De altfel, dacă am uh, niște sfaturi în dreptul vostru, este să înțelegem că a vrea mai mult, nu știu câți dintre voi ați fost ieri dimineața, am vorbit un pic despre mai multul acela care credem că ne-ar duce spre mulțumire. Vă rog să mă înțelegeți bine. Mulțumirea care are la temelie dorința după mai mult. Uh, s-ar putea să fie foarte păguboasă. De ce vă spun asta? Pentru că noi trăim într-o vreme în care chiar avem mult. Poate nu vă vine să credeți. Uh, când eram de vârsta voastră, <laughs> eram departe de a avea ce aveți voi. Nu observați voi că lumea modernă, în general, are nespus de mult. Trăim în Europa și trebuie să mărturisesc, chiar dacă mai sunt lipsuri pe aici, pe acolo, dar nici când nu s-a trăit mai bine pe meleagurile românești decât se trăiește acum. Nu contest faptul că sunt oameni lipsiți și neajutorați. Dar zic încă o dată, nici când nu s-a trăit mai bine, fizicianul. Cristian Presură, câți dintre voi îl mai ascultați câteodată, la un moment dat făcea afirmația așa și zicea, omul contemporan este ca un stăpân de sclavi din epoca sclavagistă, ca un stăpân de sclavi care avea la dispoziție 20 de sclavi. Știți ce făcea stăpânul la de sclavi? Pe unul trimitea să-i aducă apă, pe unul trimitea să ducă o veste la nu știu cine, pe unul punea să dea drumul la căldură în casă, ori noi le avem toate astea, vrem să dăm o veste departe, nu trimitem pe nimeni, apăsăm pe butonul telefonului și dăm o veste departe. Vrem apă caldă, mergem la robinet și deschidem și avem apa caldă. Prin urmare, vă spun toate acestea. Trăim bine, foarte bine. Nemulțumirea, însă, este foarte încurajată. Vedeți voi tehnologia care s-a dezvoltat extraordinar. Tehnologia are menirea să ne pună la dispoziție cât mai multe lucruri și să facă viața noastră comodă. Dar știți că tocmai nemulțumirea, tocmai tehnologia este aceea care generează nemulțumire. Luați în considerare ce era pe vremuri nu foarte îndepărtate, când eram eu copil, de exemplu, bietele femei luau un coș mare de rufe și se duceau la râu. Ca să spele rufele acelea și munceau spălând rufele acelea la râu, munceau din greu. Veneau după ceasuri multe de muncă acolo la râu, veneau acasă. Astăzi ai luat rufele murdare, le-ai aruncat în mașina de spălat, ai apăsat un buton și te-ai pus într-un fotoliu și ai stat liniștit și ți-ai văzut de treabă. Cum se face totuși că în condițiile de acum există femei nemulțumite? Există bărbați nemulțumiți. Cheia este că tocmai tehnologia aceasta, care e menită să ne facă viața mai ușoară, tehnologia aceasta ne face să fim nemulțumiți. De ce? Pentru că ea ne arată cam ce am putea noi să mai avem. Și când ne lăsăm antrenați de mai multul acesta care ne-ar putea face fericiți, putem să ajungem într-o stare de nemulțumire toxică. Care este foarte păgubosă pentru sănătatea noastră fizică, dar mai ales pentru sănătatea noastră spirituală. Ați amintit de mai multe ori de despre uh, această mulțumire toxică. Un tânăr întreabă în felul următor: ce face ca o mulțumire să fie toxică și cum o identificăm în viața noastră? O mulțumire toxică. Da. Hm. De exemplu, dacă să dau exemplu biblic. Una dintre bisericile din Cartea Apocalipsei primește din partea Domnului un reproș pentru că zicea Domnul către el tu zici sunt bogat, m-am îmbogățit, am tot ce-mi trebuie. Când din punct de vedere spiritual ajungi să ți se pară că tu ai tot ce trebuie deși nu te rogi decât așa întreacă, deși nu citești din Scriptură decât un verset pe zi și ăla îl citești pe... Instagram sau pe nu știu ce, când faci toate acestea și ți se pare că ai dreptul să fii mulțumit și ești mulțumit cu asta, mulțumirea aceea este una toxică. Nu te, nu te ajută să te dezvolți. O adevărată mulțumire, o mulțumire sănătoasă te ajută să te dezvolți. Una dintre versetele pe care le-ați amintit și de, de, pe care le-am citit chiar la începutul slujbei, din Efesei, în capitolul 5, unde Apostolul Pavel spunea Mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. O întrebare sună în felul mător. Chiar trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile? Chiar și pentru lucrurile rele? Și cum pot să fiu mulțumit lui Dumnezeu în momentele grele din viața mea? Dragii mei, uh... Ai mulțumit lui Dumnezeu cuvântul acela, dacă îl vom citi probabil în contextul lui și dacă ne vom aplica asupra sensului acelui cuvânt, nu suntem chemați să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, ci să mulțumim lui Dumnezeu în toate lucrurile, în toate situațiile din viața noastră. Ai mulțumit lui Dumnezeu în toate situațiile din viață. A fi mulțumit în orice stare în care te afli este practic dorința și așteptarea lui Dumnezeu de la noi. Este o legendă veche de pe vremea apostolului Pavel în care la un moment dat cineva, o personalitate celebră a vremii a vrut să-l cunoască pe apostolul Pavel, spune legenda aceasta. A vrut să-l cunoască, auzise despre el, citise câte ceva din scrierile lui Pavel, și-a vrut să-l cunoască și-a aranjat cu Timotei să-i dea acces să intre la Pavel, care era în închisoare. A intrat uh, omul acesta în închisoarea unde era închis Pavel și-a fost uimit să găsească un bătrân atât de senin, uh, plin de forță, plin de curaj, plin de optimism, cu toate că era legat în lanțuri. Și... În condițiile acestea a stat de vorbă puțin cu Apostolul Pavel, a găsit seninătatea aceasta debordantă, s-a întors și a zis lui Timotei așa, nu pot să înțeleg cum e, ce e cu omul acesta, să-l găsesc atât de mulțumit, atât de senin în condiția în care se află el. Și Timotei a răspuns așa, Domnule, e îndrăgostit. A stat omul uimit și a zis, cum adică bătrânul ăsta e îndrăgostit? Și a zis, așa este îndrăgostit de Hristos. Practic, asta este cheia, dragi tineri. Ca să putem să fim cu adevărat mulțumiți, ca să putem să trecem peste situațiile acestea grele, de care ne vine greu să zicem că putem să mulțumim lui Dumnezeu în situațiile grele, trebuie să fim îndrăgostiți de Hristos? De ce credeți că Apostolul Pavel zice, m-am deprins să fiu și flămând, și sătul, și în sărăcie, și în bogăție și după aceea conchide zicând așa, pot totul în Hristos care mă întărește. Hristos e cel ce ne dă energia și puterea de a fi oameni mulțumiți. Poate mulți dintre noi ne dorim să fim mai mulțumitor. O întrebare sună în felul următor. Cum putem cultiva mulțumire în viața noastră? Ei, o întrebare foarte bună, Maica-și ține o predică despre asta. Pentru că nu se poate răspunde foarte ușor. Dragi tineri, sunteți la vârsta la care chiar e important să vă autodisciplinați în vederea mulțumirii. O viață trăită în nemulțumire îți face atâta pagubă încât nici nu-ți poți să să-ți imaginezi. Nici nu poți să să-ți imaginezi unde te poate duce o inimă plină de nemulțumire. Și pentru binele vostru, eu vă rog din tot sufletul, cultivați o mulțumire sănătoasă în viața voastră. Cum să ajungi la mulțumire? Acum la întrebarea asta răspund mai lung. Câteva lucruri pe care vreau să vi le spun ca să puteți să cultivați mulțumire în viața voastră. În primul rând, fixați-vă scopuri în viață. Dacă n-aș vorbi unor tineri, ar trebui probabil să spun altfel. Dar în dreptul vostru trebuie să vă spun astăzi, dragi tineri, fixați-vă scopuri în viață. Nimeni nu trăiește fără scop. Trebuie să vedem, există scopuri de, cu bătaie lungă și scopuri cu bătaie scurtă. Există scopuri cu termen lung și scopuri cu termen scurt. De exemplu, un scop cu termen scurt este să iei în sesiunea următoare 10 la examenul, la cursul nu știu care. Ți-ai fixat 10 sau 9, Na, hai să fie. Dar ți-ai fixat un scop. Să-ți fixezi scopuri cu termen lung, e foarte important. Viața trăită cu scop este viața care nu-ți lasă loc de nemulțumire. După aceea, e foarte important ca să poți să cultivi mulțumirea în viața ta e foarte important să-ți cultivi perspectiva, să-ți schimbi perspectiva pe care o ai asupra vieții. Vedeți, fericirea noastră în viață depinde foarte mult de felul în care privim succesul și falimentul. Dacă vom lăsa falimentul să ne doboare pe deplin, nu avem o perspectivă bună. Ce ar trebui să înțelegem așa, un om optimist, știți cum zice e expresia aia, ați auzit-o și voi, ca să o folosesc așa ca la biserică. Orice șut în spate, ce e? Te deranjează un șut în spate, da. Numai că el e un pas înainte. Ei, e o perspectivă. Dacă stai și te uiți doar la șutul acela și zici, wow, domnule, ce mi-a dat și așa mai departe. Numai că, în ultima instanță, te-a ajutat să faci un pas mai în față dacă ai putea să înțelegi că în realitate, cred că seara aminteam aici afirmația lui Gafencu, a Sfântului Închisorilor, care spunea la un moment dat așa, oricine mă lovește, mă împinge de fapt mai tare în brațul Domnului și pentru aceasta trebuie să-i mulțumesc. Ei bine, să ai perspectiva aceasta, să cultivi această perspectivă sănătoasă asupra lucrurilor, asupra succesului și asupra eșecului. Nici succesul să nu te îmbete de cap, ci să înțelegi că ți este dat de Domnul, nici eșecul să nu te dărâme, ci să înțelegi că e îngăduit de Domnul. Ca să poți să cultivi mulțumirea, fixează-ți scopuri, schimbă-ți perspectiva asupra succesului și a falimentelor și de asemenea caută să fii un om pozitiv, E nespus de important, dacă vrei să cultivi mulțumirea, să cultivi interesul pentru implicare. Sunteți aici la tineret, m-am bucurat de acolo din hall să văd ce echipă de primire serioasă m-au așteptat acolo. Ăștia sunt oameni implicați. Implicarea nu-ți dă timp să fii nemulțumit. Ascultă-mă! Când ești implicat, când ai scopuri, când ți-ai schimbat perspectiva asupra a ce merge și ce nu merge, când începi să te implici, să faci ceva, asta nu-ți lasă loc pentru nemulțumire, ci te va ajuta să înțelegi că tu ai un scop pentru care lupți, tu ai o treabă de făcut, ai o lucrare de făcut. De asemenea, dragi tineri, poate ați mai văzut voi poze pe internet din care ați înțeles că sunt uh, lucrurile care ne fac bucurie, nu trebuie să fie lucruri foarte mari. Câteodată ne bucurăm pentru lucruri așa de mici, dar ca să poți să cultivi mulțumirea în viața ta, învață să te bucuri de fiecare lucru, cât de mic o fi el. De un zâmbet pe care ți-l îndreaptă cineva, învață să te bucuri. De o mână strânsă, învață să te bucuri asta este o atitudine care se cultivă, să înveți să te bucuri pentru fiecare mic succes pe care îl ai. Nu să stai să zici, domnule, mi-am luat mașină. Da, dai dacie. Bucură-te de dacie și laudă-l pe Domnul. Înțelegi tu? Învață să te bucuri și de lucrurile mici și de succesele mici. Să te bucuri de fiecare succes cât o fi de mic. Asta se cultivă în noi. De asemenea, e foarte important să, să învățăm să acceptăm realitatea. Viața nu e făcută numai din, uh, uh, din biruințe. Viața înseamnă câteodată și eșecuri. Nu putem ține sub control tot ceea ce uh, ni se întâmplă. Nu putem să ținem sub control totul. Haideți să învățăm că trebuie să ne împăcăm cu situațiile din viața noastră. Să căutăm să ne împlinim scopurile. Vedeți voi, să învățăm să acceptăm realitatea e un lucru mic. Te-am lăsat fără, fără slujbă, frate, acum. <laughs> ca să înveți, dragi tineri, din tot sufletul îmi doresc să fiți fericiți în viață. Și ca să fiți fericiți, ascultați-mă bine, învățați să vă împăcați cu realitatea. Cine dintre voi îl știe pe Sergiu Nichescu? Îl știți, da? Ei bine... Uh ar fi avut două alternative. Să se dea cu capul de pereți și să zică, Doamne, n-am mâini, mă dau cu capul de pereți că n-am ce să mai fac, eu sunt... Uitați-vă la el cât de mult încurajează omul acesta prin mărturia lui, pe atâția credincioși din biserici. Câteodată mai ascult, mai ascult pe internet, îl găsesc pe aici, pe acolo. Și sunt așa de bucuros și încurajat când îl aud zicând, încercați numai o zi să trăiți fără mâini țineți-vă mâinile lângă corp și faceți ceva ca și cum nu l-ați avea. Și atunci mă, nu pot decât să mă îndrept în sus și să zic, Doamne, îți mulțumesc pentru mâinile astea care mă mai dor câteodată că-s bătrâne. Mulțumesc pentru ele. Înțelegeți? Acceptă realitatea. Beethoven. Și pe ăsta îl cunoașteți, nu? <gântuși> Știți că omul acesta a surzit. Cea mai mare dramă pentru un muzician să surzească. Dar nu s-a lăsat a scris muzică și probabil muzica cea mai de calitate pe care a scris-o, a scris-o după ce a surzit. Nic Vujicic, îl știți? E absolut încurajator, un om care n-are membre și să-l vezi cum îi încurajează pe alții. Ce înseamnă asta? A învățat să se împace cu realitatea, ca să poți să fii mulțumit. Împacă-te cu realitatea. Tu ești special așa cum ești. Cum te-a făcut Dumnezeu, cum ești cu calitățile, cu defectele tale. Tu ești lăsat de Dumnezeu în felul acesta. Și apoi important e să ți asumi responsabilități, să asumi faptul că tu ai de făcut ceva, să ți asumi și succesele, să ți asumi și eșecurile, să știi că sunt ale tale și apoi să înțelegi că ai resurse ca să poți să biruiești în viață. Vă spun acestea toate ca să înțelegeți că Există posibilitate pentru fiecare dintre voi să vă trăiți viața plini de fericire. Mulțumim mult pentru sfaturile bune. Înainte ca să pun următoarea întrebare, în zilele acestea ne uităm pe rețele de socializare. Doamna Lasconi a fost scoasă de pe lista de europ europarlamentar pentru că fica ei a făcut într-un mod public că este nemulțumită de ce a făcut mama ei. Sunt nemulțumit, spune întrebarea de părinții mei. Una dintre gândurile pe care mulți tineri le au este, o, oh, de așa avea alți părinți. Și de multe ori comparăm părinții noștri cu alți. Ce puteți spune despre acest lucru? Să zic ceva despre progenitura doamnei Lasconi? <laughs> Dragii mei, eu personal am trăit o dezamăgire profundă când am văzut uh, declarațiile acestea. O dezamăgire profundă. Uh, prima mea dezamăgire, iertați-mă că de obicei nu fac politică, dar mă obligă Iani. Ce partid e ăsta care pentru faptul că cineva și-a exprimat voința liberă? gândirea liberă, pentru simplu fapt că a declarat că familia naturală și normală este formată dintre un bărbat și o femeie, o scoate de pe lista de candidați. Dragi tineri, la anul sunt alegeri, vă rog să nu fiți orbi. Ascultați-mă bine. Am fost uh, profund indignat cu două, trei săptămâni în urmă când pe opera din Timișoara, au afișat mesaje LGBTiste și de felul acesta au făcut reclamă și am scris uh, un articol pe Facebook, pe contul meu de Facebook despre asta și am primit reproșuri acolo. Știți ce, ce comenta unii? Și a zis, frate Filip, dacă ați ști câți tineri din bisericile evanghelice au votat cu partidul ăsta. Ce ai zis? Cine a strigat așa acolo. Dragi tineri, ascultați-mă, del prețuiți pe Dumnezeu, prețuiți valorile lui Dumnezeu. Și valorile lui Dumnezeu, ascultați-mă, sunt familia, sunt biserica, scriptura și învățătura scripturii. În primul rând mă întreb ce fel de partid e ăla și ce caută în România un astfel de partid care scoate pe cineva de pe liste pentru că vrea să rămână lângă adevărurile scripturii. Nu mă întreb. Ca să nu fiu interpretat altfel. Dar ca să mă întorc la întrebarea asta. Mă rog, nu comentez pe fica doamnei Lasconi, nu e treaba mea. Dar ascultați-mă bine. Fiecare dintre noi ne-am născut din cei mai potriviți părinți din care puteam să ne naștem. Când eram tânăr, și prin mintea mea au trecut gânduri din astea: dacă tata ar fi fost altcineva, de era tata, nu știu. Tata a fost un om simplu de la țară, mama a fost o femeie simplă de la țară, dar ridic mâna și zic mulțumesc lui Dumnezeu, nu mai sunt în lumea asta, sunt în lumea cealaltă. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat. Și ascultați-mă bine, zic încă o dată, ție. Dumnezeu ți-a dat cei mai potriviți părinți. S-ar putea să zici, da, dar stai că nu-l cunoști pe tata. Nu-l cunosc. Dar mai zic o dată, Dumnezeu ți-a dat cei mai buni părinți pe care tu ești dator să-i prețuiești așa cum sunt ei, să-i cinstești așa cum sunt ei. Poate e un test pentru tine. Și vei zice, nu pot să Respect un astfel de tată sau o astfel de mamă. Ascultă-mă bine, e poate un test pentru tine la capitolul mulțumirii. De aceea, nu uitați, Scriptura nu ne pune înainte calitățile părinților atât de mult cât ne pune înainte să cinstești pe Tatăl tău și pe mama ta. O nemulțumire legată de părinții. Sigur că nu este o, o nemulțumire sănătoasă, ci este una păcătoasă. Pentru că cel ce, ce ți-a dat părinții pe care îi ai, este Dumnezeu. Iar dacă părinții tăi nu sunt ceea ce trebuie să fie, îi ai acolo ca să știi că tu poți să devii mai bun. Am întâlnit pe cineva care avusese un tată bețiv. Și mi-a spus în termeni atât de clari, când am văzut ce a fost în casa noastră și bețiile din casa noastră, eu... Nu vreau nici să aud de băutură în preajma nici să aud de ea în preajma mea. Ei, e cineva care a vrut să depășească o situație și o condiție anume. De aceea vă sfătuiesc: dacă se strecoară în mintea cuiva o nemulțumire legată de părinți, să știți că această nemulțumire față de Dumnezeu care v-a dat părinții este o nemulțumire păcătoasă. Următoarea întrebare sună în felul următor. Îi mulțumesc Domnului pentru jobul pe care l-am, dar nu lucrez exact ce vreau în domeniu. Cum să arăt mai mult mulțumirea față de El, adică de Dumnezeu, căci totul este de la El? Ei, dacă ar fi totul cum vrei tu, dacă ar fi toate numai cum vrei tu, mă tem că ar fi iarăși păgubos pentru tine. Pentru că, în ultima instanță, dacă toate lucrurile ar merge exact cum vrem noi, am fi într-un oarecare pericol. În pericolul acela al mulțumirii toxice. Spun din nou, noi trebuie să înțelegem că viața pe pământ nu este una simplă. Este o viață cu provocări. Aici Dumnezeu ne formează. Și câteodată trebuie să facem lucruri care nu ne pică cel mai bine. Așa e în viață. Facem lucruri care nu sunt cel... Întrebați-mă pe mine ce aș vrea să fiu. Mă întrebați? <laughs> <laughs> Ei bine, astăzi vă spun, aș vrea să fiu exact ce sunt. Dar, dragii mei, aspirații spre sau dorința de a fi altceva, de a fi altundeva, s-ar putea să-ți fie spre paguba ta la un moment dat. Nu-ți dori mai mult. Dacă simți că Dumnezeu ți-a dat un job și ți-a dat un job bun, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru el. Nu este exact ce ai vrea tu să fie. Mulțumește-i totuși Domnului pentru jobul tău, pentru că ziceai tu că este bun și dacă Dumnezeu va vedea în tine o atitudine foarte potrivită și foarte mulțumitoare, s-ar putea la un moment dat să ajungi să faci exact exact ce vrei tu. Să fim mulțumitori în starea în care suntem. Amin. Făcând o slujire în biserică și ești mulțumitor, spune între această întrebare, dar totuși îți dai seama că lipsește ceva. De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Deci faci o slujire în biserică și totuși îți dai seama că ceva lipsește. Da. Eu cred că aici vorbim despre o Nemulțumire din asta sfântă, care te face să vezi că se poate ceva mai mult în slujirea ta. Se poate ceva mai bine în slujirea ta în biserică. Deci o astfel de uh, nemulțumire nu este de criticat, ci este o nemulțumire care sper că ne îndreaptă spre mai multă performanță și mai multă dorință de uh, mai bine. Cum poate social media să afecteze starea noastră de mulțumire? Și cum putem să trăim mulțumitor nefiind izolați de rețelele sociale? Pentru că trăind într-o lume în care suntem înconjurați de rețele sociale, uitându-ne că toată lumea posează doar partea frumoasă și partea bună a vieții, suntem tentați să ne comparăm și să spunem, dar îmi doresc și eu hainele acelea, vacanțele acelea, mașina aceea, ce putem face în privința asta? În primul rând, vă rog să nu credeți tot ce vedeți. Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi cu o gândire critică. E trist când cineva ia totul de-a fără să gândească și fără să ia în calcul și alte variante. E drept. Te uiți la vecinul care s-a fotografiat și s-a pus pe Facebook în fața unei mese din alea pe care sunt două torturi, uh, îs, uh, știu eu, mâncăruri de toate felurile. Dar dacă gândești așa sănătos și critic, vei înțelege că, de fapt, bietul de el poate o dată pe an sau... Odată la doi ani a prins masa aia și s-a fotografiat cu ea. Tu mulțumește Domnului pentru masa ta mai puțin încărcată, dar care are totuși pe ea ceva în fiecare duminică și în fiecare zi. Înțelegi? Învățați să nu credeți tot. Asta este foarte important acum când toată lumea e jurnalist, toată lumea publică, toată lumea postează, toată lumea spune, învățați-vă să nu credeți tot. De asemenea, Vă rog din tot sufletul, chiar ieri vorbeam cu cineva și uh, făcea o afirmație din asta: nu tânji după casa celuilalt, că niciodată nu știi ce e în casa celuilalt, nu tânji după casa altuia, niciodată nu știi ce e acolo cu adevărat. O poză nu spune întotdeauna adevărul, sau spune de foarte puține ori adevărul. Și atunci eu ce aș vrea să vă rog, față în față cu rețelele de socializare, care sigur că au împânzit lumea și sunt în buzunarul fiecăruia dintre noi, față în față cu ele, dragii mei, învățați ca față în față cu acele, aceste rețele de socializare să nu înghițiți tot ce vă oferă. Am spus, nu credeți tot, dar nici nu vă asumați tot ceea ce este acolo. Pentru că, în ultima instanță, luați în calcul doar reclama câtă reclamă este în lumea aceasta. Știți ce vrea cel ce plătește o reclamă? Eram zilele trecute în Hornbach. Și un uh, angajat de acolo uh, mi-a spus față în față cu ceva ce aveam de cumpărat, domnule, am zis cum, e bun, e bun sau nu e bun? Și a zis, domnule, când se face reclamă, se face din două perspective. Ori se face la ceva care e nou și bun și merge, ori se face la ceva care nu trece și trebuie neapărat să fie vândut și așa mai departe. Și atunci am înțeles din spusele omului aceluia că nu orice reclamă trebuie crezută și nu orice reclamă trebuie asumată. Vor fi reclame care îți vor arăta în locul lui iPhone 14 pe care îl ai să-ți arate pe iPhone 15. Sau în locul... Nici n-aveți din alea, nu? Dar eu zic că astea, despre astea se vorbește acum în loc de nu mai știu ce laptop ai tu, ți arată altul și așa mai departe. Vă rog, nu vă lăsați prinși în jocul acesta pentru că este spre paguba voastră. Vă intoxicați cu nemulțumire. Astea fac rețelele de socializare. Nu tot ce se zboară se mănâncă. Nu tot ce zboară se mănâncă, sigur. Cum îți poți îndemna la mulțumirea familia care e mai mereu nemulțumită? <laughs> Dragi mei, e interesant omul. Odată un pilot zbura mereu, făcea o cursă pe un traseu anume, pilot de avion. Și spune copilotului lui, aici a fost locul meu de naștere. Uite, lacul acela de acolo. Acolo mergeam eu la pescuit. Uh, și când eram acolo la pescuit, când trecea un avion pe deasupra, totdeauna mă uitam în sus și ziceam, Doamne, ce mi-aș dori să ajung pilot de avion și să zbor pe aici, pe deasupra. Și la un moment dat copilotul tăcea, l-asculta, zicea, și știi ce mi-aș dori acum? C am ajuns pilot, zbor pe deasupra, știi ce mi-aș dori? Să fiu copil și să pescuiesc acolo din nou. Asta este omul. Asta e un ciclu, dacă vreți, al mulțumirii și al nemulțumirii. Aspirații și apoi altă nemulțumire și apoi altă nemulțumire. Cum să ne îndemnăm familia la mulțumire? Dragii mei, cred că e important să ne învățăm. Ați văzut părinții, pe voi, când erați mai mici. Vă aduceți aminte că dacă primeați ceva de la cineva, ce vă spunea mama sau tata care era lângă voi? Zicea așa, cum spui? Și știai că trebuie să zici mulțumesc. De ce? Părinții te-au învățat să spui mulțumesc. Ei bine, dragii mei, ca să cultivăm mulțumirea în casa noastră, ca să fim mulțumitori și să ne îndemnăm familia și pe cei din jurul nostru spre asta, în primul rând trebuie să ne învățăm să mulțumim lui Dumnezeu în toate lucrurile, în toate situațiile, pentru ceea ce avem pe masă, să ne obișnuim să zicem, Doamne, îți mulțumesc, să ne obișnuim asta cu toți cei din jurul nostru. Nu e o rușine. Ascultați-mă, uh, cineva făcea afirmația despre un, uh, un director al unei mari companii de aici din România. Mergea în delegație și remarca omul acesta întotdeauna la sfârșitul zilei. Se pleca pe genunchi, mergea cu dinăștia care nu erau credincioși în delegații. El conducea delegația și se mirau toți că la sfârșitul zilei el își pleca genunchiul, nici nu așa o rugăciune oricum, își pleca genunchiul și mulțumea lui Dumnezeu pentru succesul pe care l-a avut la contractul cu tare, cu firma nu știu care din Franța sau din altă parte. Dragii mei, e important să cultivăm obiceiul de a mulțumi lui Dumnezeu. Și, de asemenea, e foarte important să înțelegem că El este resursa noastră. Mie mi îmi place și în rugăciunile mele să-i spun mereu Domnului, folosind un verset din Cartea Psalmilor, unde vorbește, sigur, într-un alt context, dar acolo spune: Toate izvorile mele sunt în tine. Dar mie îmi place să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, toate izvorile mele sunt în tine. Sănătatea pe care o am din tine. Mâncarea pe care o am din tine, familia din tine, toate sunt din tine și asta ne va ajuta să îi conducem pe cei din jurul nostru spre mulțumire. O altă provocare pe care o avem, cred că fiecare dintre noi, uh, și întrebarea este foarte bună: ce este mai bine să fiu eu mulțumit sau să-i mulțumesc mereu pe cei din jur? Da, 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 da. Good question. Asta e o întrebare bună. Mulțumesc tare mult. Ați fost deștepți și ce, ce a spus-o. Uh, dragii mei, a ne educa în uh, ceea ce înseamnă mulțumirea, unul dintre lucrurile foarte importante, este să înțelegem că nu-i bucurie mai mare și împlinire mai mare decât aceea în care începi să te preocupi de bunăstarea altora. Știți ce satisfacție are? Vă întreb eu pe voi. Ați fost crescuți de mame bune. Știți cum e o mamă? E trezită în toi de noapte să-i dea mâncare. O trezește la mic. N-are milă, n-are milă. O trezește noaptea că el vrea să mănânce. Și mama se trezește cu bucurie, chiar dacă o fi somnoroasă, se trezește cu bucurie și la lăptează pe cel mic. Și nu îi reproșează nimic lui și așa mai departe. Trăiește bucuria de a fi făcut ceva pentru celălalt. Acum, mulțumită ar fi fost mama aceea să dormă toată noaptea. Da, dar n-a rămas nemulțumită pentru că s-a trezit ca să-i dea mâncare copilului ei. Vreau să înțelegeți astăzi, dragii mei, că pot să pui pe ecran Filipeni, capitolul 2, cu versetele 3 și 4. Dacă pot să le pui pe ecran, uitați-vă, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în zmerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la folosele lui, și și la folosele altora. De ce credeți că scrie Pavel cuvintele acestea? Știți de ce, dragii mei? Pentru că este o mulțumire așa de mare să poți să fii folositor cuiva. Uitați-vă la oamenii care au calități spirituale în viața lor și veți vedea ce satisfacție au să dea să dăruiască, ce satisfacție au să dăruiască altora, să fie preocupați de bine altora. Eu vreau să vă spun așa, omul egoist, care este foarte mult concentrat la el însuși, omul acela este predispus nemulțumirii. Întotdeauna predispus nemulțumirii. Însă omul generos, concentrat asupra altora, Asupra binelui altora este întotdeauna binecuvântat. Dacă tot ai umblat prin uh, uh, versetele Scripturii, pune-te, rog, și Proverbe, capitolul 19 cu versetul 17. Ia uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Proverbe 19 cu 17. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Sau uitați-vă în Luca la capitolul 6, versetul 38. Dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sână o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. În realitate, cine se concentrează spre mulțumirea altora, ajunge el însuși să fie mulțumit. Și ca să conchid, asta vreau să înțelegeți. Când ți se pare că te-ai concentrat spre mulțumirea altora, vei ajunge de fapt la propria ta mulțumire. Următoarele trei întrebări sunt asemănătoare, de aceea le voi citi pe toate. Întrebări grele. Uh, cum, pot să, cum pot să mulțumesc partenerul de viață? Cum am putea deveni o soție mulțumitoare? Și ce aș putea face când încerc să fac lucrurile ca partenerul să fie mulțumit, dar pentru el sau pentru ea nu este suficient? Da, 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 da. Adul și pe partener aici, să-i spun și lui. Bun. Ei bine, dragii mei. Sigur că referința este făcută în dreptul persoanelor căsătorite a familiilor. Trebuie să știți că în căsătorie este o perioadă de ajustare. Adică, ce înseamnă asta? Ei doi oameni foarte diferiți unul de altul, unul crescut acolo, unul crescut dincolo, foarte diferiți unul de celălalt, celălalt. îi pui la oaltă, oameni cu valori diferite, le mai spun la consiliere câteodată, numai dacă e în calcul banul, numai despre bani dacă vorbești, de exemplu. Unul e învățat să țină de bănuți cât poate de tare și să adune bănuți lângă bănuți, altul e învățat când are un ban în buzunar să-și cumpere ce își dorește. Sunt diferențe mari între oameni. Îi pui la oaltă și atunci vrând nevrând apare acel sentiment de nemulțumire legat de, de asta. De ce nu e și el ca mine? De ce nu e și ea ca mine? Și ca să-ți răspund bine și foarte corect, pentru că Dumnezeu n-a vrut să fie exact ca tine pentru că binecuvântarea reală stă tocmai în diferențele dintre cei doi. Acolo e binecuvântarea reală, unde unul e strong, celălalt e weak. Unde unul are calități, celălalt are defecte, unul are defecte, celălalt are calități. Dumnezeu așa potrivește lucrurile. Și atunci trebuie să înveți tu care ești căsătorit să înveți să mulțumești în fiecare zi pentru soțul sau soția ta, să-i mulțumești și să știi că e omul cel mai potrivit. De ce îți spun asta? Pentru că tu nu ești perfect. Și Dumnezeu a mai pus lângă tine pe cineva care de asemenea nu ești de perfect, tocmai ca împreună să puteți să aveți șansa să formați o familie Perfectă. Imperfecțiune, lângă imperfecțiune, să formați o familie perfectă. Dar aceasta se face cu multă îngăduință, cu autoeducare, să-ți spui: o, e omul cel mai potrivit? Nu cultiva nemulțumirea față de partenerul tău de viață, ci cultivă mulțumirea zicând: Doamne, tu mi-ai dat și tu știi de ce mi-ai dat așa. Ajută-mă să fiu întotdeauna deschis și bucuros să primesc. Cu mulțumire ceea ce mi-ai dat tu. Cred că asta ar rezolva lucrurile. Una dintre ispitele pe care le avem atunci când vrem să fim mulțumitori este să fim mulțumitori în starea în care suntem. Uh, și fără să băgăm de seamă, devenim nepăsători, leneși și stagnăm foarte mult. Următoarea întrebare sună în următor: Pot fi chiar așa de mulțumit încât fără să mi dau seama să fiu, să ajung să fiu leneș? Pot să fiu atât de mulțumit? Sau încât, de... fără să-mi dau seama, să tind a fi leneș. Din nou vă spun, există o mulțumire toxică. Pentru că, de ce v-am spus eu că pentru a ajunge la mulțumirea adevărată trebuie să vă fixați scopuri obiective în viață? Pentru că altfel, dacă nu-ți fixezi obiective, n pentru ce să te lupți, n pentru ce să faci. Și atunci, atunci încrucișezi brațele și zici, Doamne, ce mulțumit sunt eu în starea în care mă aflu. Și aceea este o mulțumire toxică, care îți va face rău. Te va face leneș, așa cum punea întrebarea, te va face nepăsător, te va face ignorant în materie de școală și de educație, și toate relele din lume vin asupra ta, pentru că este o mulțumire toxică și tu te înșeli, zicând, Doamne, ce mulțumit sunt eu. Ai grijă, mulțumirea trebuie să fie de altă natură, adică să te împaci cu starea ta, cu condiția ta, cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu. De exemplu, ai numai un metru și cât, o statură mică, 60, nu? Săuat, so zi așa, esențele tari stau în sticluțe mici. Culege din uh, istorie exemple, că asta era, cred că, o afirmație a lui Napoleon, culege exemple de oameni mici care au fost foarte mari. De ce să fii nemulțumit cu starea ta și să te vaieți de asta? Uh, Uită-te în istorie și vei vedea exemple care te vor încuraja spre mulțumire. Și de aceea, cred că e bine să dovedim înțelepciune aici. O penultimă întrebare, mă părut foarte interesantă și de aceea vreau să vă pun. Fratele Nelu Filip, e mulțumit de Biserica Poarta Cerului. Dragii mei, sunt foarte mulțumit și mulțumitor Domnului pentru Biserica Poarta Cerului. Întorc pagina. Mi-aș dori tare mult ca Biserica Poarta Cerului să fie mai plină de entuziasm. Păcătuiesc cu faptul că doresc să fie mai aproape de Domnul Biserica Poarta Cerului. Deci ascultați-mă bine, Biserica aceasta s-a născut prin voia lui Dumnezeu, a fost purtată pe brațele lui Dumnezeu de-a lungul, chiar astăzi discutam că avem majoratul Bisericii în decembrie, în prima duminică din decembrie, vom sărbători majoratul Bisericii, avem 18 ani. Și trebuie să vă mărturisesc, sunt foarte bucuros și mulțumitor lui Dumnezeu pentru biserica aceasta pe care a născut-o, a purtat-o, a condus-o și a făcut-o să fie ceea ce este. În același timp, îngăduiți-mi să vă spun că mă uit în biserică și pot să spun că este o nemulțumire sfântă. De ce? Biserica este locul unde venim mulți din multe părți. Dacă eu aș fi uh, mulțumit de toate, ar trebui să fie biserica asta formată din oameni desăvârșiți, și atunci ce rost mai are să mai ne adunăm aici, să mai dăm învățătură din cuvânt și așa mai departe la oameni desăvârșiți. Însă, în biserica aceasta sunt oameni desăvârșibili. E bun cuvântul ăsta? Perfectibil, desăvârșibil. Sunt oameni care trebuie să crească, să-L cunoască pe Domnul. Așadar, la întrebarea voastră, voi spune cu mâna ridicată, Doamne, sunt foarte mulțumit de Biserica Poarta Cerului și cu mâna asta la ridicată, Doamne, doresc ca Biserica Poarta Cerului să fie mai aproape de Tine. Am răspuns bine? Mulțumesc! O ultimă întrebare și cu acesta concluzionând. Ce înseamnă mulțumirea în termeni practici? Ce ar trebui să facem? Noi, tinerii, plecând din locul acesta, astăzi de aici. Dragi tineri, mulțumirea e o stare. O stare a inimii. În termeni practici, vreau să știi că a fi mulțumitor și mulțumit în inima ta. Mulțumit, dacă vreți să-mi îngăduie eu să zic, e sinonim cu fericit. Chiar dacă nu e, dacă vă uitați în Dex, poate nu așa spune. Adică nu știu exact ce spune dex -ul. Dar eu zic, sunt sinonime cele două. Mulțumirea e starea aceea în care nu lași inima ta să se amărască pentru lucrurile din jurul tău. Mulțumirea este starea aceea în care te uiți spre Dumnezeu, recunoști că El este suveran, nu se întâmplă nimic, decât ceea ce îngăduie El, înțelegi că El, Dumnezeu, e Cel de la care vin toate binecuvântările, orice dar bun și desăvârșit vine de sus de la Dumnezeu, înțelegi că El este sursa tuturor binecuvântărilor. Dar un om mulțumit, să știți că împrăștie mulțumire în jur. Împrăștie multă mulțumire în jur. Când eram tânăr, așa, de vârsta voastră, M-am dus în Biserica Baptistă numărul 2 de aici, din Timișoara, la o sărbătoare a mulțumirii. Și l-am auzit pe fratele pastor Râncu, era pastorul Râncu Ioan. La un moment dat a dat un îndemn extraordinar. Spune așa, când era el în armată, la un moment dat, între scrisorile care veneau acolo la unitate, a venit o scrisoare pentru o scrisoare adresată comandantului unității. Și comandantul a deschis-o și era scrisoare venită din partea unei mame. Mama lui, nu mă aduc aminte numele soldatului, hai să zicem Ionescu, da? Mama soldatului Ionescu întreba, domnule comandant, nu mai știu nimic de fiul meu de atâta vreme. N-am mai auzit de el, nu mi-a scris, nu știu, mai este în unitatea dumneavoastră, nu mai este, mai trăiește, nu mai trăiește, nu știu chiar nimic. Comandantul, după ce a citit scrisoarea asta, a făcut o strigare, mă rog, cum se făcea apelul pe unitate, a soldați în care o adunați acolo pentru apelul de dimineață și a ieșit comandantul în fața unității și a zis, Soldat Ionescu, a ieșit Ionescu în față. Și acolo, în fața unității, l-a pus la punct. Tu ai o mamă, mama ta nu știe nimic de tine. Și atunci, prin ordin de zi, comandantul unității a spus, astăzi, ceea ce are de făcut fiecare soldat din această unitate, în intervalul orar cu tare și cu tare, fiecare ia o foaie de hârtie, un plic, scrie o scrisoare către mama. Am rămas foarte surprins să aud asta. Și mă gândesc astăzi la voi, cei ce sunteți aici. Un om mulțumit, că tot e ultima întrebare. Un om mulțumit împrăștie mulțumire în jur. Vreau să vă rog din tot sufletul. Nu uitați că un om cu adevărat mulțumit va căuta să-i facă mulțumiți și bucuroși pe cei din jurul lui. Nu scap ocazia să nu vă zic ca și comandantul ăla de unitate. Nu mai sunt scrisori, nu mai sunt plicuri. Luați-vă telefoanele, dragi tineri. Și în seara asta, după ce vă duceți de aici, mai ales cei ce sunteți din alte localități, dați un telefon la tata și la mama. Uite așa, să le ziceți un mulțumesc frumos pentru ceea ce au făcut pentru voi, chiar dacă nu sunt părinții perfecți. Știți ce mult contează asta? Îmi îngădui o altă paranteză, eram aici în școala biblică cu ani mulți în urmă și am predat un curs numit cele 10 porunci. când am ajuns la porunca 5-a, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. La un moment dat le-am zis tinerilor care fuseseră în seara aia, vă rog să vă duceți acasă și fiecare dintre voi să adresați un cuvânt de mulțumire părinților voștri, mamei și tatălui. Adresați-i un cuvânt, faceți-le o bucurie. Era unul, mă rog, nu contează, Cristi numele lui. Era numele lui. Și acest Cristi a rămas la urmă și a zis, frate Nelu", așa era stilul lui, frate Nelu, eu, eu nu pot să fac asta. Ce nu poți mai? Nu pot să-i zic lui Tata am Mulțumesc. Cum nu pot să-i zici? Și am zis, hai, dincolo, mergem în birou să stăm de vorbă. Și îmi spune el, păi da, frate, eu cu Tata nu vorbesc, nu mai țin minte acum, nu vreau să greșesc. Trei luni, șase luni, așa ceva, nu mai vorbesc cu Tata de atâta vreme. Am fost deranjat când am auzit și deja eram tot mai interesat și am zis, Cristi, nu se poate. Nu e normal te rog în seara aceasta să te duci acasă și ne-am rugat împreună ca Dumnezeu să-l ajute, să-l întărească și am zis neapărat să te duci acasă și să faci asta, special cu tatăl tău. Mâine seară, deși noi aveam cursul săptămâna următoare, dar mâine seară apare Cristi la. Bucuros, nevoie mare să-mi zică, frate Nelu, haideți să vă povestesc cum a fost zicea el așa, m-am dus acasă, mi-am luat inima în dinți, că ne rugasem împreună, m-am dus acasă, era mama, am vorbit cu ea, eram obișnuit, tot era ok. Unde-i tata? Tata era în sufragerie. Și ziceam, am deschis ușa la sufragerie, am zis, tata, zicea, tata stătea cu spatele spre mine, cu fața spre fereastră, și el iarăși a luat-o de la capăt. Tata, aș vrea să-mi cer iertare, așa cum ne-am înțeles noi aici, de fapt, să zică. Aș vrea să-mi cer iertare și să-ți mulțumesc. Și a fost o scenă ca în pilda fiului risipitor. Mi-a zis el așa, zice, nu mi-am terminat de zis ce am avut de zis, că tata s-a întors și a venit spre mine plângând și m-a îmbrățișat și a fost așa de bine și s-au reparat toate. Ei bine, dragi tineri, Vreau să vă spun așa, un om mulțumit va împrăștia mulțumire în jurul lui. Căutați să împrăștiați mulțumire spre cei dragi ai voștri, cultivați mulțumirea în inimile voastre și nu veți avea decât de câștigat. Numai de câștigat. Știți că un om cu inima mulțumită are o garanție în plus la sănătate? Și la sănătatea fizică și la sănătatea spirituală. Faceți asta și va fi ferice de voi. Evlavia, însoțită cu mulțumire, este, este un, mare un mare câștig. Cristic. Slăvit să fie Domnul frate păstor, vă mulțumim pentru seara aceasta. Mulțumim că ați fost alături de noi pentru cuvintele frumoase pe care ne le-ați adresat.